Sunt pacea Domnului și bun regăsit în casa de rugăciune. Începem dimineața aceasta de sabat cu un timp de rugăciune și de consacrare înaintea lui Dumnezeu, pentru că dacă este o nevoie pe care o simțim puternic în zilele acestea, este nevoia de a ne pleca în rugăciune. Avem gânduri care ne fac bine, dar cred că în același timp sunt și lucruri care ne fac rău. Și tocmai din acest motiv, în dimineața aceasta, ceea ce ne poate ajuta în orice situație este timpul nostru de consacrare și de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să dau citire împreună cu dumneavoastră unui psalm care mi este drag și care îmi vorbește de multe ori atunci când vreau să mă consacru lui Dumnezeu, atunci când vreau să stau de vorbă cu El. E vorba de psalmul 90. Începând de la versetul 1, citim mai departe. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întorceți-vă, fiii oamenilor. Căci înaintea ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut și ca o strajă din noapte, îi mături ca un vis dimineața, sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia ta și îngroziți de urgia ta. Tu pui înaintea ta nelegiurile noastre și scoți la lumină fața, în lumina feței tale, păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierd de urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seamă la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine, învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești, ai milă de robii tăi. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit și tot atâția ani cât am fost nenorociți. Să se arate lobilor tăi lucrarea ta și slava ta fiilor tăi. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Pasajul acesta are mai multe, capitolul acesta, de fapt, din psalmi, are mai multe etape, mai multe lucruri care trebuie să vorbească inimii noastre. Pe de o parte, este o realitate pe care ne-o prezintă psalmistul și pe care o cunoaștem și noi. Anii se duc ca un sunet, viața este scurtă, de multe ori ne numărăm zilele prin truda și prin munca pe care o ducem. Cam asta este realitatea cu care ne înconjurăm și o cunoaștem. Am venit cu ea, plecăm poate cu ea. Asta se întâmplă. Dar în ciuda ceea ce se întâmplă, a limitării pe care o avem uneori, 70-80 de ani cei mai tari, mai mult, depinde, fiecare. Anii nu sunt realitatea la care ne raportăm și care trebuie să facă diferența în viața noastră. De multe ori noi ne uităm la ani și anii noștri de multe ori măsurați, ne spunem, a fost bine, a fost rău, mi-a fost mai bine, mi-a fost mai rău, am reușit mai mult, poate mi-ajută Domnul să mai merg, să trăiesc mai mult. Dragii mei, aș vrea să vă propun în această dimineață să putem să arătăm, să exemplificăm, să putem descoperi realitatea vieții noastre din întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Pentru că la finalul pasajului, după ce sunt prezentate toate realitățile, cele care se întâmplă, cele pe care le simțim, limitările pe care le avem în ani, există un lucru de care avem nevoie. Există o nevoie puternică pe care
o simțim poate și în această dimineață și care trebuie să capete glas în viața noastră. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești. Ai milă de robii tăi. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta. Sunt lucruri după care tânjește inima noastră. Realitatea este cea pe care o avem, o știm, o cunoaștem, cu care am venit și în ciuda acestei realități, nevoia cea mai mare a noastră este aceasta. Doamne, întoarce-te. Doamne, înveselește-ne inima în fiecare dimineață. Satură-ne, Doamne, în fiecare dimineață de bunătatea ta. Fie este peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru. Este dorința pe care și-o expune psalmistul și cred că nevoia pe care o avem și noi și pe care trebuie să o exprimăm clar, să o exprimăm cu toată inima. Noi avem nevoie de Dumnezeu. Noi avem nevoie de întâlnirea cu El. Noi avem nevoie să-i vorbim lui Dumnezeu. Noi avem nevoie să se întoarcă. Cum ar fi viața noastră fără această repetare a relației noastre cu Dumnezeu după care tânjim și care trebuie să facă o diferență în viața noastră? Cum ar fi viața noastră fără Domnul? Cum ar fi viața noastră fără întoarcerea Lui? Cum ar fi viața noastră fără sabat și fără rugăciunea pe care, de care avem privilegiul zilnic? Cum ar fi viața noastră dacă nu am avea aceste opriri sabat de sabat? Doar imaginați-vă, cum ar fi viața noastră? Realitatea nu se schimbă. Anii se duc oricum ca un sunet. Și la cel care îl caută și care se întâlnește cu Domnul și la cel care nu îl caută și nu se întâlnește cu Domnul. Viața este plină de muncă și de trudă și la unul și la celălalt. Toată această realitate pe care o vedem în jur, care uneori ne împovărează și este exprimată în multe cuvinte, cu multă durere de către psalmist, este la final marcată de această diferență pe care o face în viața celor care se întâlnesc cu El. Da, noi avem nevoie de bunătatea Domnului, avem nevoie să ne întâlnim cu El, avem nevoie să se întoarcă, avem nevoie să ne înveselească Domnul inima, avem nevoie ca să ne sature Dumnezeu în fiecare zi de bunătatea Lui. Sunt nevoile noastre. Realitatea este cea care se întâmplă, dar nevoia este cea pe care ne-o dorim, este cea cu care venim aici. Și mă rog lui Dumnezeu în dimineața aceasta, acum când ne deschidem sufletul, când ne pregătim pentru ce se va întâmpla în sabatul acesta, când ne pregătim pentru toate momentele în care Domnul va încerca să marcheze viața noastră, să ne umple și să ne poată reface spiritual. Da, avem nevoie de această prezență a lui Dumnezeu profund. Avem nevoie de schimbarea aceasta de trăire. Pentru că dacă realitatea aceasta de care tot vorbim, pe care o constatăm, este atât de searbădă, vă întreb, dacă m-am întâlnit cu Domnul, este vreo diferență? Dacă n-aș fi cu El, dacă nu m-aș întâlni niciodată, cum ar fi? Dar dacă mă întâlnesc cu El, dacă sunt aici cu El, dacă mi-am luat timp și stăm de vorbă cei care ne-am luat timp, care ne-am întâlnit, care am venit la roa de rugăciune. Dacă am venit aici, care e diferența? Ce e mai mult? Am întrebarea aceasta pentru minutele de rugăciune din această dimineață. Și reiau așa pe rând. Punctul numărul 1. Toți trăim aceeași realitate. Anii se duc ca un sunet. Sunt numărați. 70, 80, cât dă Domnul. Viața este marcată de muncă și de trudă. Și uneori cu multă tristețe sau cu amărăciune, cu suferință, cu planuri, unele împlinite, altele în curs de împlinire. Realitatea este asta, o trăiesc toți. Unii înțeleg că au nevoie de mai mult și nevoia aceasta o exprimă. Avem, Doamne, nevoie de bunătatea Ta, avem nevoie de veselia și bucuria care vine de la Tine, avem nevoie de să te întorci, să fii cu noi. Avem nevoie de binecuvântarea ta. Întărește lucrarea mâinilor noastre. Este cuvântul cu care se încheie. Adică orice aș face, orice realitate aș trăi, dacă Domnul n-ar binecuvânta ceea ce muncesc, ceea ce fac, realitatea aceasta, cum ar fi? Și dacă nu aș avea pe Domnul și dacă nu le-am pe toate, oare cum ar fi viața mea? Și o întrebare cu care vreau să rămânem și dacă le caut, cum este viața mea? Așa să putem să exprimăm în momentele de rugăciune din această dimineață
lui Dumnezeu această nevoie ca ceea ce căutăm să-și regăsească efectul în viața noastră, în inima noastră. Adică, astăzi am înțeles că e bine să mă întâlnesc cu Domnul și am venit la casa de rugăciune. Astăzi am simțit că vreau să mă rog și am venit la o de rugăciune. Îl caut pe Domnul, îi exprim dorința mea. Rezultatul care este? Se întâmplă în viața mea o încărcare spirituală. Se înveselește inima mea în dimineața aceasta? Se umple de bucurie și de binecuvântare inima celor care participă, care se întâlnesc și care l-au pe Domnul? Realitatea? Nu o schimbă nimeni. Dar inima mea poate să fie refăcută? Dacă poate să fie refăcută, dragii mei frați, aș vrea să nu ne comportăm ca unii care nu s-au întâlnit niciodată cu Domnul. Dacă m-am întâlnit cu Domnul, atunci probabil că ar trebui să se schimbe inima mea. Ar trebui să se schimbe fața mea. Ar trebui să se schimbe atitudinea mea. Ar trebui să se schimbe modul în care privesc provocările vieții. Realitatea aceasta. Vin ani și trec. Nu-i putem opri. Simțim asta. Simțim asta când ne uităm în oglindă, simțim asta când ne uităm în buletin, simțim asta când ne uităm la copii, simțim asta permanent. Și dacă nu o pot opri, ce pot să fac? Dacă m-am întâlnit cu Domnul, privesc la veșnicie. Privesc la ce are Domnul mai mult și mai infinit decât orice. Dacă am o problemă, clar că mă lovesc de ea, mă frământ, nu dorm noaptea, caut soluții. Dar dacă m-am întâlnit cu Domnul, problema aceea are o altă dimensiune. Este doar un mijloc de a avea o experiență cu Domnul, de a trece mai departe. Cred că n-ar trebui ca întâlnirea cu Domnul să se manifeste în viața noastră ca unora care nu s-au întâlnit niciodată cu El. Ca unora care nu l-au căutat niciodată. Și care n-au avut niciodată o căutare și o întâlnire cu El. Înainte de a ne ruga, mai citesc două versete. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Cum am fost noi? Cum au decurs anii noștri? Totuși Domnul a rămas locul nostru de adăpost. Totuși în Dumnezeu ne regăsim sensul vieții. Și vă mărturisesc că nu m-aș regăsi niciodată fără această speranță și fără această viziune despre Dumnezeu și despre speranța pe care mi-o dă Dumnezeu. Cred că în viață nu m-aș regăsi deloc dacă n-aș avea asta. Mi s-ar părea un nonsens viața. Dacă n-aș avea această realitate a revenirii Domnului Iisus, a întâlnirii cu El, a binecuvântării Lui. Dar ce mă îngrijorează mult și pentru care motiv vreau să ne rugăm astăzi, este că de multe ori nu-mi place să trăiesc fără speranță, dar cu speranța în inimă și în cunoștință, de multe ori mă comport ca unul care n-a avut-o niciodată și nu l-a întâlnit niciodată. Astăzi ar trebui ca, pentru că e sabat, pentru că suntem în casa de rugăciune, pentru că avem ocazia să ne rugăm, pentru că ne-am întâlnit cu Domnul, pentru că El are atât de multe lucruri bune de dat, ar trebui cumva să-i permitem lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să schimbe inima noastră. Dacă e împovărată, să aducă bucurie și pace. Dacă este îngrijorată, să aducă alinare și speranță. Dacă e fără credință, dacă e supărată, dacă ceva a împovărat și a încercat să reducă dimensiunea binefăcătoare și binecuvântătoare a întâlnirii cu Dumnezeu, haideți să-i permitem lui Dumnezeu să facă o schimbare. Eu cred că în realitate întâlnirea mea cu Domnul, indiferent prin ce situații trec, îmi dă o altă atitudine, îmi dă un alt fel de spirit. De aceea a rânduit Dumnezeu reîntâlnirea cu El. De aceea a rânduit Dumnezeu să am credință. Pentru momentele de rugăciune sunt câteva motive pe care le am și pe care le-aș aduce înaintea dumneavoastră. V-aș invita să ne rugăm în această dimineață pentru situațiile persoanelor care au dificultăți de sănătate. Și mă refer la sora Ala Maftei, probabil că cunoaște situația dumneai, este în spital, intubată, bolnavă de coronavirus. Ne-am rugat cu grupa de rugăciune din cursul săptămânii, ne rugăm mai departe pentru dumneai, ca Dumnezeu să aducă o schimbare în bine. Deocamdată situația este stabilizată în sensul că nu merge nici înspre rău,
dar nu s-a dus prea mult nici înspre bine. E un subiect pentru care vă invit să ne rugăm. Un al doilea subiect pe care aș vrea să vă invit să-l avem în vedere este să ne rugăm pentru copiii și pentru tinerii din familie și din biserică. Ca Dumnezeu să îi întâlnească și să le dea această viziune a salvării, această viziune a credinței și pentru viața lor. Sunt într-un nou început de școală, sunt în frământările marcate de influențe și de celelalte lucruri și cred că cel mai bun lucru, așa cum făcea Iov, din când în când îi aducea înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi binecuvânta.